mănăstire. Rugăciunile lui m-au ținut până atunci. În timp ce vorbeam, ăsta era starețul pe care vreau să-l găsesc ca să-mi confirme sau infirme, dacă nu cumva era o nebunie de-a tinereților mele, că cine știu să devin călugăr. Dar mă uitam la el, era așa de simplu în toată atitudinea lui, așa de firesc, că în timp ce-l ascultam, aș cu intensitate, dar mă uitam așa la el, la mișcările lui, se mai ridica, mai făcea ceva, nu știu ce, și aveam așa, puteam să mă smintesc, nu, ca toată lumea. Mă gândeam, dar după aceea îmi venea și gândul, da, în ce citisem eu știam că oamenii ăștia mari sunt și foarte firești. Și smerenia, asta poate că e smerenia, nu știam ce să zic, nu știam ce să conclud. Dar mă interesa foarte mult ce avea de zis. Și nu numai mă interesa, mă năștea. A fost singurul om care a putut să-mi confirme niște intuiții din copilărie. Fiți atenți, părinți, maici, mame și tați de copii, cu copiii voștri. Intuiția copilului poate fi foarte adevărată și foarte adâncă, dar n-are cum să se exprime copilul. Mulți oameni buni, cinstiți, creștini din cercurile părinților mei m-au smintit și m-au scos pentru multă vreme de pe în perspectivele în care ar fi trebuit să mă pună, fiindcă săracii n-au știut și n-au avut intuiția să perceapă intuiția mea de copil și eventual chiar să-i dea o expresie matură, corectă. Dar intuițiile mele alea, în sfârșit, la vârsta de 20 de ani, mi le confirma acum părintele Sofronie și mă punea pe calea dreaptă. Și în seara aia, nu conștientizam rațional, dar mă nășteam. Mai târziu, când am venit în sfârșit la mănăstire și am trăit, spuneam unuia și altuia așa, cam treacăt, că până la urmă eu m-am născut când l-am cunoscut pe părintele Sofronie. Eu când m-am născut aveam 20 de ani deja. Socoteam toată viața mea dinainte ca un întuneric, o orbe căială. Mai mulți ani mai târziu mi-a picat fisa, iarăși folosesc cuvântul ăsta, că eu spuneam iarăși ceva teologic corect. Sfântul Pavel spune Corintenilor, nu mai țin minte, de v-ați avea 10.000 de povățuitori în Hristos, dar tați nu aveți mulți, că eu v-am născut într-o Domnul. Când am înțeles lucrul ăsta, că ce ziceam eu avea temei teologic, mi-am dat seama și că părinția duhovnicească și nașterea duhovnicească este o realitate, nu pot să zic fizică, dar o realitate reală. Nu este un simbol, este o realitate. O realitate chiar mai puternică decât cea fizică, măcar că nu e palpabilă. Ce s-a întâmplat în următoarele câteva luni, când m-am întors în Franța, mă întrebase părintele Sofronie, și pentru monahismul tău unde vrei să te duci, unde te gândești să te duci? Și am zis, o, părinte, cât mai departe de civilizație,
nu mi-a fost rușine să iei gândurile mele. Gândurile mele au Kalahari, Gobi, Munții Azi, oriunde o să găsesc un duhovnic ortodox, oriunde mă va conduce Dumnezeu. Dumnezeu spunea, du-mă unde vrei, doar dă-mi timp să ies din pijama și să mă pun în haine corecte. Dar i-am spus părintelui, mă gândesc, poate cât mai departe de civilizație, poate muntele Athos, părintele spune, da, muntele Athos, motive politice, astăzi nu se poate, trebuie să devii grec, să stai, să muncești 5 ani în Grecia, înveți limba, nu știu ce. Da, zice, dacă vrea Dumnezeu, te va duce și acolo. Zice, dar dacă nu găsești altundeva, să știi că ușa mănăstirii noastre aici îți e deschisă, poți să vii să te alături la cei trei mușchetari ai mei. Era părinte Simeon, părintele Procopie și părintele Rineu, care erau cei trei mușchetari ai părintele Sofronie. I-am mulțumit, dar nu aveam nici cel mai mult mic gând să rămân în Anglia, tocmai în Anglia, insulă strâmtă, nu știu ce, parcă mai curând aș fi preferat întinderi nesfârșite și departe de lumea civilizată, cu cerințele civilizației. Dar am făcut ascultare și m-am dus înapoi. În următoarele luni, la un moment dat, mi-am dat seama că și Gobi, și Kalahari, și Munții Anzi dispăruseră din orizonturile mele și parcă nu vroiam să mă despart de Părinte Sofronie. Simțeam că mi-am găsit duhovnicul și parcă aveam o frică să mă îndepărtez de el. Și până la urmă am hotărât că o să înghiț și gălușca de a rămâne în lumea civilizată a Angliei, numai pentru a fi lângă Părintele Sofronie. 30 de ani mai târziu, într-adevăr, observam că nu mi-a fost ușor cu lumea civilizată, din multe puncte de vedere, de a face cu viața duhovnicească, dar nu îmi pare rău până astăzi că am înghițit și gălușca aia doar ca să fiu lângă Părintele Sofronie. Vreau să spun printre asta ce efect avea personalitatea lui. Personalitate, vorbesc limbaj psihologic. Dacă vorbesc mai duhovnicește, zice Duhul lui. Personalitatea lui, autoritatea lui, erau Duhul în care trăia, pe care tare bine l-a descris în Al Presfințitul Ierosteos. Avea o capacitate de convingere, era convingător prin ce emana din el. În simplitatea aia, nu trecea prin gând să gândești altceva, să-l contrazici, sau decât sau să gândești altceva decât ce îți spunea el. Asta numesc Duhul omului. Mulți ani mai târziu în România mi-am dat seama ce înseamnă Duhul omului. Noi am trăit lângă și împrejurul Părintele Sofronie și unele lucruri care erau absolut firești, unele feluri de a se comporta, am văzut că de departe, nu în toată lumea bisericească, ortodoxă, o găsești. Și uneori când am încercat să spun sau să explic fraților mei niște lucruri, am văzut că greu le percepeau. Și atunci mi-am dat seama că noi, fără să ne dăm seama, englezii au o expresie că o pun un pic în română, într-altfel, dacă te freci de un perete de văruit, se ia și pe tine ceva var. Și așa se lua și pe noi, se luase și pe noi ceva din
ce era părintele Sofronie. Da. Nu pot să mă socotesc ucenic al părintele Sofronie. Mi-e teamă să nu îl judece pe el cineva după mine și nu vă spun asta din ce se numește smerenie în general, dar dacă e din smerenie, ăla e adevărul. Adică vă spun din adevăr lucrul ăsta. Însă și aștept să mă întâlnesc cu părintele Sofronie și să văd dacă el mă va fi considerat ucenic sau nu. Asta va fi verdictul. Dar lucrurile pe care noi le-am primit de la el sunt într-adevăr de neprețuit. Mulți în România mă consideră fiul marelui filozof Constantin Noica. Da, bun, sunt și am primit de la părinții mei și de la marele filozof ceva pe linie genetică. Dar nu știu câți vă dați seama faptul că mulți oameni mă caută și doresc și să vină la mine și să vorbească cu mine și să vin și să vorbesc, este numai ce a pus părintele Sofronie în noi. Și eu mă bucur să văd atâtea fețe și să știu că sunt mult mai multe, fiindcă, da, doresc și asta să împărtășesc cu voi ceva din ceea ce am primit și eu de la părintele Sofronie. Și să știu că faptul că mă căutați, în realitate, cuvântul părintele Sofronie va atrage și ăla nădăjduiesc să lucreze în frățiile voastre și în sfințiile voastre. Începeam cu anii, începeam să-mi dau seama că părintele Sofronie m-am smerit, obișnuit ca toată lumea, mai glumea, mai spătea câte o prostioară. Era un om deosebit. Nu îndrăzneam să-l numesc sfânt, nu știam ce e un sfânt. Cu timpul mi-am dat seama exact cum spunea și în Preasfântul Ierosei, că ăștia sunt sfinții. Poți să nu-l vezi, poți să scui pe el, să nu-ți pese, frați și surori. Asta e marea noastră primejdie de pierzanie. Dumnezeu și Sfințului ca El sunt atât de smeriți, atât de obișnuiți și atât de firești, obișnuiți. Și harul, am văzut și văd din scrierile Părintele Sfânt și alți sfinți, când omul are har, nici nu-și dă seama că l-are, e firea, firescul lucrurilor. Își dă seama numai când îl pierde, că nu-l mai poți găsi nicicum și nu știi ce ți s-a întâmplat. Dumnezeu și Sfinții lui Dumnezeu sunt atât de smeriți, așa de simpli, așa de apropiați inimii tale, că poți nici să nu-i bagi în seamă. Nu se primești de pierzanii. Uitați-vă la episodul din începutul facerii, după ce Dumnezeu a făcut omul, căderea lui Adam, nu știu ce, aude glasul lui Dumnezeu care venea către seară în grădina Raiului, suși după tufișuri. Dumnezeu nu vede după tufișuri, nu-i așa? Dumnezeu, cel ce pretutindenea este și toate plinește. Și atunci zice, Adame, unde ești? Și asta, cum mai spuneam, nu mai știu cine, e gingășia dragostei lui Dumnezeu. De ce mi-a sărit în cap imediat când întindea mâna către rodul ăla? De ce? Dar vine și spune, ieși de pe tufișuri și vină aici. Toate le-a făcut cât să nu sperie pe Adam, cât să nu-l agreseze pe Adam. Și când în sfârșit iese de după tufișuri Adam și Dumnezeu zice, și Adam zice, păi eram gol și de-aia m-am ascuns. Și Dumnezeu îi face spovedania. Și de unde știi că erai gol? Nu cumva ai mâncat din pomul ăla din care am zis că să nu mănânci? I-a făcut spovedania, Adam, echivalentul lui nu.
zice, păi femeia pe care tu mi-ai dat-o, vă dați seama câtă obrăznicie își putea permite Adam împotriva lui Dumnezeu. Adică, nu eu, dar femeia, dar cine mi-a dat femeia? Tu, păi tu ești primul vinovat. Da, Dumnezeu, după 5.000 de ani, avea să trăiască ca și cum și-ar plăti vina pe care n-a avut-o pe cruce. Vina era a lui Adam. Cum poți obrăznici cu așa un Dumnezeu? Păi da, poți, fiindcă e așa de smerit că poți să spui orice ce. Mai mult. Mai târziu, când Cain își omoară fratele, Dumnezeu vine și spune, unde-i fratele tău? Cain obraznic. Da, ce, sunt paznicul fratele meu? Dumnezeu nu-l acuză agresiv, dar îi zice, ce ai făcut? Sângele fratelui tău strigă către mine din pământ. Cain obrăznicește mai departe. Când Dumnezeu spune, uite, de acum, pentru că ai făcut asta, pământul s-a blestemat pentru tine, rodurile lui nu ți le va da de plin, și așa mai departe. Vei fi un tremurând în tot pământul. Cain iarăși obrăznice, da, ce, că pedeapsa e prea mare, că acum oricine mă va găsi, poate să mă omoare. Între noi fie zis, de ce să-l omoare? Ce l-a apucat? Păi dacă el era acum ucigaș, cum să nu gândească că și altul poate să mă omoare pe mine? Altul care nu știe că eu am omorât pe fratele meu, Avel, da? Mentalitatea de ucigaș a rămas în el și obrăznicește împotriva lui Dumnezeu. Bine, hai să zicem, adică nu bine, dar hai să zicem, l-au cunoscut cât l-au cunoscut pe Dumnezeu, Adam în Rai, Cain după aia. Mă uimește un lucru totuși, altă paranteză. Cain ucigaș, dar vede pe Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu. Noi unde suntem? Ce se întâmplă cu noi? De ce noi nu putem așa de, în mod așa de firesc? E mai mare păcatul din noi decât cel din ucigașul de frate? Vă las cu întrebarea, nu știu răspunsul, poate între preasfințiții și teologii să știe mai mult, dar mă uimește lucrul ăsta. Bun, închid paranteza. Atunci omenirea știa despre Dumnezeu cât știa despre Dumnezeu. Un Dumnezeu smerit, care le-a dat raiul, care le împărtășea dragostea lui, care lui Adam a spus un cuvințel pe care Adam nu l-a păzit, care după aia s-a îngrijit și venea și dacă omul și-a omorât fratele, vine Dumnezeu și încearcă să vindece rana aia și nu se lasă Dumnezeu primit ca să vindece și fuge Adam de la fața lui Dumnezeu și pleacă într-un pământ îndepărtat, etc. Bun, hai să zicem. Dar ce mă uimește cel mai mult este pilda, sau hai să zicem, icoana pe care ne înfățișează Hristos legat de judecata de apoi. Zice că El ca judecător va aduna întreaga omenire în fața Lui și va despărți ca și păstorul, ca și ciobanul, oile de iezi și va pune oile de-a dreapta, iezii de-a stânga și va zice unora, veniți binecuvântați tatălui meu și va zice celorlalți, depărtați-vă de la mine, blestemați, nu blestemați tatălui meu, tatăl nu blesteamă, blestemați adică de la sine, voi v-ați blestemat în focul cel veșnic și le spune de ce. Și aceea când zic, când te-am văzut gol sau flământ sau asta și nu ți-am slujit? Știți, Evanghelia, nu o să povestesc ce știți deja,
mă uimește că în clipa asta ultimă, temeiul groazei tuturor sfinților, sfântă groază, ce va zice Dumnezeu la judecată de apoi, că e ultima clipă în care se va hotărâ soartea mea cea veșnică, și în clipa aia omul încă poate să obrăznicească cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu era, iertați, o să zic altfel, vă dați seama care este, zice, dimensiunea smereniei lui Dumnezeu, că până și atunci omul poate obrăznici până la capăt cu acest Dumnezeu și ieșea după aia soartă nefericită, dar obrăznicește cu acest Dumnezeu. Ar putea cineva să răspundă asta profesorului de la școală sau directorului sau directorul de fabrică sau la servici sau undeva? Sau zic, față de noi preoții sau de igumeni sau așa? În lumea asta mai mare, igumeni, stareți, preoți, directori de fabrică, de alte lucruri, trebuie, tot pentru binele oamenilor, să aibă o atitudine mai dură. Fie că Dumnezeu îngăduie ca ei să fie mândri și nu știu ce, fie că ei o fac, cum fac duhovnicii de multe ori, din duh de discernământ și pentru binele celui căruia vrea să-i slujească, dar omul trebuie să aibă atitudine oarecum cu o anumită rigoare și anumită asprime față de supușii lui, ca să le zicem așa, fiindcă altfel noi ne-am luat un cap. Și iarăși îmi vine să vă spun lucrul ăsta, băgați de seama, Dumnezeu când ne poruncește porunca smereniei, nu este că are nevoie ca El să poată domni asupra noastră cu cizma Lui, ca noi să ne plecăm capetele, că dacă nu, babau ne va mânca. Ne învață să fim așa cum este El și ne învață să ne câștigăm viața cea veșnică și să nu o pierdem din greșeală. Și harul, iată ce zice Sfântul Siloan, pentru cel mai mic gând necuvios înaintea lui Dumnezeu, se retrage harul și nici nu îți dai seama când și cum a plecat. Bun, parafrazez în cuvintele mele ce zice Sfântul Siloan. Și El, ca să recâștige harul, trebuia să treacă prin, să zicem, procedeul pe care îl învățase de la însuși Hristos, iarăși să se arunce în iad, iarăși să se îndească, o să îndească veșnic la acel iad, ca să poată să dea prilej harului lui Dumnezeu, iarăși să vină, iarăși să îl umple de dragostea și tot ce înseamnă harul. Așa de ușor poți obrăznici cu Dumnezeu, așa de ușor poți pierde harul pe care poate nici nu-ți dai seama că îl ai. Ăsta este Dumnezeu și ăștia sunt Sfinții lui Dumnezeu. Cu Părintele Zofronie am învățat multe lucruri. Am învățat să înțeleg mai adânc și mai deplin multe din, să zicem, caracteristicile lui Dumnezeu, văzând, trăind caracteristicile Părintele Zofronie. Dacă un om, iertați, cu cât mai mult un om trăiește poruncile lui Hristos, cu atât mai mult
pot învăța cei din jurul lui cine este Dumnezeu. Noi avem nevoie de o icoană. Dumnezeu pentru noi este o abstracție. Nu mai suntem nici măcar ca și Cain să putem vorbi cu El, să-L vedem. Pentru noi Dumnezeu este o abstracție. Și atunci, cum citim în Evanghelie niște lucruri sau în Scripturi în general, dar noi ne închipuim lucrurile alea până nu vedem concret pe cineva care trăiește în diferite momente ale vieții acele așa numite porunci, rămânem cu închipuirile noastre și neapărat rătăcim. M-am bucurat că a pomenit în al preasfințului Ierosius cuvântul părintei Sofronică, mintea înclinată spre închipuire, spre imaginație, nu este în stare de a teologisi. Fiindcă teologia este viața concretă. Nu a fost dogma care să nu înceapă printr-un eveniment trăit istoric de câte cineva. Biserica nu este o teoretică, nu este o filozofie abstractă, este realitatea cea mai concretă. Da, dar pentru noi nu e concretă, fiindcă noi nu mai trăim în starea aia care este firescul omului, firea adamică pe care, cea dintr-un început, pe care am pierdut-o prin căderea strămoșului nostru, pe care o pierdem prin căderile noastre și prin rătăcirile noastre, dar care încă trăiește în noi și încă, ca să vorbim politic, își cere drepturile. Firea adevărată își cere drepturile și această cerință a firii, care până la urmă nu se împacă decât cu sfințenia lui Dumnezeu, răbufnește în diferite feluri, prin patimile noastre și așa departe. Tot felul de năzuințe, tot felul de gânduri, de idei, închipuiri și alte lucruri, ca să cităm pe poetul nostru, vane idealuri. Dacă vorbim de porunci, ce este poruncă? Mulți ani m-am zbătut să înțeleg cuvântul poruncă, fiindcă nu vedeam un Dumnezeu așa cum începeam să înțeleg mai mult prin Părintele Sofronie, poruncind. Și înțelegeam că poruncă înseamnă altceva. Asta mi s-a dezlegat oarecum prin altcineva. Era un englez care devenise ortodox și venea la noi la mănăstire și foarte mult ne iubea. Și într-o zi, sora Magdalena, care lucra pe bucătărie pe acolo, îi zice, domnule Cutare, mă puteți ajuta un pic? Și el se întoarce către ea și soră, cea mai mică dorire a ta pentru mine este poruncă. Atunci am început să înțeleg ce înseamnă poruncile lui Hristos. Cuvântul lui Hristos este pentru mine poruncă dacă îl iubesc, dacă am încredere în el. Dacă nu, pot să scuip pe ea, să trec dincolo, găsesc că poate nici e mai deștept sau mai știu ce alt filozof sau politician. Poruncă. Și de acum cuvântul poruncă lua o altă, și înțelegeam și cuvintele Părintele Sfânt altfel. Dacă zice Părintele, astăzi poate fă lucrul ăsta, pentru mine trebuie să fie poruncă și trebuie să învățăm, să primim de la mai mari noștri, de la episcopi, de la duhovnici și mai ales în biserică, la birou și în fabrică, mult mai greu. Dar în biserică trebuie să învățăm ca fiecare cuvânt al duhovnicului, al episcopului, al preotului
să-mi fie porunca, adică dragostea asta, încrederea asta, dar mă și rog ca mai mari noștri și ai voștri să ne dea cuvântul lui Dumnezeu. Și aici vine o altă temă pe care am înțeles-o prin Părintele Sofronie. S-a pomenit în seara asta, da, pomenea în alt presimțitul că de întrebarea asta, de ce nu mai sunt duhovnici buni? Și pomeneam, adică era înaintea ochilor mei răspunsul Sfântului Siloan unuia care a întrebat asta, care zicea, fiindcă nu mai sunt ascultători buni. În rusă, ascultător este și cuvântul pentru ucenic sau novice sau așa. Deci pentru că nu mai sunt novici buni. În mulți ani n-am înțeles cuvântul ăsta, dar până la urmă, prin cuvintele Părintele Sfrâne, legând, punând la cap una și alta, am înțeles. Bun. Este omul care are mintea îndreptată către Dumnezeu și care caută de la Dumnezeu, de la Dumnezeu caută răspuns, nu de la om, și care se duce la om, fiindcă nu putem nici măcar ca și Cain să ajungem la Dumnezeu și mergem la om, dar când mergi la om, trebuie să mergi având atenția către Dumnezeu cu care trebuie să fii dialogat până atunci, să te rogi ca omul, duhovnicul tău, să-ți dea cuvânt, să fii atent la untric și, cum zicea Părintele Sfânei, să prinzi, să înhați, să zice eu, primul cuvânt, zicea Părintele Sfânei, dacă o poți surprinde, prima mișcare a inimii, ăla e cuvântul pentru tine. E o taină, nu e o disciplină. Disciplina vine și ea, dar taina este cea care trebuie să lucreze. Și atunci am îndrăznit să vă spun, învățați să primiți de la duhovnici, de la mai marii voștri, de la preoți, episcopi, primul cuvânt. Dar înainte de asta, terenul pe care poate veni acest cuvânt ești tu, pregătește-l și dacă tu crezi în Dumnezeu, așa cum zicem, în crezi, și dacă tu te rogi și ceri lui Dumnezeu, cel către care te duci poate să fie un duhovnic dintre cei de care spunea cu regret în alt preasfințitul că nu prea mai sunt astăzi, sau poate să fie un gâgă, el mă ierte toată lumea că pot numi pe cineva gâgă, pe mine m-am în vedere. Dar dacă faci lucrul ăsta pentru tine, acel om va fi un proroc. Dar fii atent acum să știi că Dumnezeu ți-a dat cuvântul prin el, să-l cinstești, bineînțeles, dar să nu-l idolatrizezi, căutând către el, fără rugăciune, fără contact cu Dumnezeu și cu Dumnezeu să rămâi în contact. Ziceam câteodată că duhovnicul e ca un telefon. Nu cu telefonul vorbești, ci cu altceva din partea aia. Așa și noi cu Dumnezeu trebuie să vorbim prin duhovnic. Cinstim pe duhovnic, dar dacă îl idolatrizăm, nu-l mai cinstim cum trebuie. Chiar îl necinstim. Sar acum la altă temă care nu știu cum a venit adineori. Da, vorbeam de smerenia lui Dumnezeu și despre gingășia dragostei lui Dumnezeu. Părintele Sofronie, pomenesc
un cuvânt acum care o să îl găsiți sau l-ați găsit în prima parte a cărții Sfântul Siloam, la sfârșitul primei părți, un cuvânt sub subtitlu Cuvântul de pe urmă. Părinte Sofronie, îl durea acum că după ce trăise tot ce ne spunea și n-a presimțit Eroseos, îl durea acum că n-avea nici putere fizică, nici timp. Ar fi voit să citească pe Sfinții Părinți, să își adâncească mintea în teologie, cum ziceai, nu teologie scolastică sau așa, Sfinții Părinți să citească, să caute, gândindu-se la ce a însemnat gândirea asta pentru întreaga istorie a Bisericii. Și spune Părintele Siloam că mă doare că nu am timp nici forță să mă adâncesc așa în teologia asta. Și Sfântul Siloam îi zice tot așa un cuvânt simplu, zice: și să cotești că ți-ai lucru mare. Și cum ne povestea Părintele Sfrânice, și am rămas atunci rușinat, își dădea seama că avea să primească ceva și mai mare. Și a tăcut și după o clipită de tăcere Sfântul Siloam îi zice: mare singură este smerenia. Pentru că mândria împiedică dragostea. Și Părintele Sofronie comentează că niciodată n-am pus la îndoială cuvântul Sfântului Siloam și închipuiți și el ce autoritate avea, acea autoritate minunată, dulce, dar puternică. Dar zice Părinte Sfrânii, când mi-a zis cuvântul ăla, am simțit că este cuvântul de pe urmă al istoriei, zic eu al istoriei, dar el a zis cuvântul de pe urmă, ultimul cuvânt, ultimul criteriu. Și de ce? E vorba de dragoste. Smerenia este una din aspectele dragostei, din fasetele dragostei, dacă vreți, ca un diamant cu multe fasete. Nu e ceva aparte, face parte din dragoste. Și este elementul cel mai important, care este ușa deschisă dragostei. Dragoste mândră nu este dragoste. Dragoste poftitoare nu este încă dragoste. Doar dragoste smerită. Și simțea Părinte Sofronie că în cuvântul ăsta al smereniei se cuprinde, dacă este drept înțeles și adânc trăit, se cuprinde toată acea istorie a Bisericii și a omenirii, care atâta îl impresionase și că în acest cuvânt al Sfântului Siloam putea să trăiască esențial tot ce i-ar fi dat teologia, citirea Sfinților Părinți și tot restul. Eu când am citit, am ajuns la capitolul ăsta, am avut gândul că ăsta poate este ultimul cuvânt, cuvântul de pe urmă și al istoriei. Am avut simțământul că este ceva, un element final, istoric vorbind, în acest Sfânt Siloam și în marele acest ucenic, singurul care a putut trăi lângă acest mare Sfânt și să-l înțeleagă, cum ne zicea înalt presimțitul.
Și am trăit cu gândul că și cartea Sfântul Siloan ajunge și urmată de autobiografia Părintei Sofronie. Vom vedea pe Dumnezeu precum este și anexe, aș zice, care este cartea despre rugăciune. Că dacă până aceste trei cărți, pentru mine e una, această carte este ultimul cuvânt al Bisericii în istorie. Vădit trăim vreme apocaliptice, adică mai bine ar fi, mai corect ar fi să zicem eschatologice. Nu știm ce și când va fi, dar mă rog mult ca Dumnezeu să păzească biserica Lui. Dar am simțit că ceva esențial, final, era lucrul ăsta și iarăși nu știu exact ce și vă las tuturor să, dacă e adevărat cuvântul meu, Dumnezeu să vi-l lămurească în inimile voastre și cu timpul și în experiența noastră. Viața merge așa, omul are întâi un simțământ, o experiență, simțământul este deja o experiență, nu-i așa? Poate experiența să devină mai concretă și după aia lucrează mintea, înțelegerea. Nu este așa cum cred înțelepții lumea astea, că întâi mintea și gândirea și după aia. E întâi experiența și după aia înțelegerea. Un element care m-a dus la gândul că ăsta de finalitate, nu știu dacă este alt sfânt de-a lungul istoriei care să fi contactat pe Adam, așa cum a făcut Sfântul Siloan. Cei care ați citit mult, poate o să puteți confirma sau infirma cuvântul meu, dar am impresia asta și chiar câte unul mi-a mai spus că și lor le se pare că este cam așa. În capitolul din Cartea Sfântului Siloan, Cuviosul Siloan Atonitul, intitulat Tânguirea lui Adam, acest Siloan insistă să întoarcă atenția lui Adam către noi până când cedează Adam și pentru o clipită ne spune câteva cuvinte. Sfântul Siloan, spunea Părintele Sfânt, nu era un om capabil să facă, nu era un om al închipuirii, nu era un romancier în stare să facă o poveste din închipuire. Nu era în stare, fiindcă nu era trăirea lui și poate îl ajutase la început și simplitatea lui de țăran, dar oricum viața care îl formase face că el și el însuși spune în cuvinte foarte naive, am putea Siloan zice că Sfinții nu spun lucruri care nu sunt, ei ne vorbesc de ceea ce este. Ei nu spun că a văzut un cal de 7 km sau un vapor de 10 km, nu, zice. În lucrul ăsta sunt simplu, aparent simplist, până la urmă el se spovedește că el este un om care nu poate să spună prostii de intrat sau un cal de 7 km sau mai știu ce. Deci, în rugăciunea lui către strămoșul Adam și în faptul că a primit răspuns, este realitate. Mulți ani mă întrebam dacă era o realitate sau doar o trăire psihologică. Nu, am înțeles mai târziu, e o realitate. Și iarăși, dacă într-adevăr n-a fost altul pe care să-l intereseze așa de mult, pe de-o parte, pocăința lui Adam pe care așa o aprecia, pe care a trăit-o el însuși, și pe de altă parte, sau poate aceeași parte, din pocăința asta să vrea chiar să-l cunoască pe acest... sau
l-ați văzut în capitolul acela, tânguirea lui Adam. În faptul de a contacta pe Adam, de a vorbi cu el, de a-l sili în sfârșit să ne spună un cuvânt, mie mi s-a părut că cercul întregii istorii omenirii s-a încheiat. Am revenit, da? Adam. Și asta mi-a dat așa impresie, trăire, poate intuiție de această finalitate. Finalitate esențială. Nu știu, Dumnezeu care face minuni poate să mai țină pământul încă 100 de ani, miramaș. Dar ceva esențial final în cuvântul Sfântului Siloan pe care Părintele nostru ni l-a dat. Cuvântul final, cuvântul cel de pe urmă, este și cel dintr-un început, este porunca dragostei. Două porunci pe care Hristos le-a pus într-una. Una se află în cartea Ieșirii, cealaltă în cartea Leviticului. Una zice să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, etc. Și cealaltă, într-un anume context în cartea Leviticului, zice că dacă vezi boul sau asinul vecinului tău rătăcind, ia-l la tine în grajd, hrănește-l și ține-l, îngrijește de el, până când va veni cel care l-a pierdut și să ți-l ceară înapoi. Să iubești pe aproapele tău ca însuți spre tine. Și Hristos a pus aceste două porunci împreună. El este cel care a zis că de aceste două porunci atârnă toată legea și prorocii. Adică toată dăscălia lui Dumnezeu în Vechiul și în Noul Legământ ține de două porunci. Și două porunci care se rezumă la un singur cuvânt, iubirea. Astea sunt lucrurile pe care le-am învățat și am putut să le înțeleg trăind lângă Părinte Sofronie. Am văzut dragostea asta în el. Am văzut cum primea el pe fiecare om. Zicea că am început să îmbătrânim și noi, să devenim, de acum eram preoți, duhovnici, zicea, nu te uiți de ce suferă un om, te uiți la cât suferă omul. Și când zice ceva ce era scris acolo la început, că eu când după 60 de ani de purtat rasa, mă închin în fața fiecărui creștin, dar și în fața fiecărui om. L-am auzit zicând asta. Nu făcea melodramă, nu era un psihic, nu vedea nimica, mai glumea cu unii, mai pe alții lua mai serios. Dar în el am văzut ceea ce citisem în Pateric și nu prea înțelegeam cum să primesc cuvântul ăsta. În Pateric unde zice că dacă ai văzut pe fratele tău, l-ai văzut pe Domnul Dumnezeu tău. De ce Părinte Sorin se închina în fața a tot omul și eu adaug ortodox sau neortodox sau păgân, chiar și copii. Zicea, eu am frică de copil, de copii. Care era frica? În gingășia aia a înțelegerii copilului încă în formare, nu cumva să îl rănesc cu ceva. Și așa cum povestea și în alt părinte, în alt presimțitul eroseos, nu mai dădea ciocolată la copii, o bombonică,
avea și un stil, îi plăcea să dea bomboana și să ridice așa și să facă pe copil să sară după ea. Când copiii se obișnuiseră cu joaca asta, îi întreba, cum vrei să ți-o dau, pe jos sau pe sus? Și copilul zicea, pe sus, pe sus. Și atunci o dădea așa și, bineînțeles, că săreau de două, trei ori copilul și eu lăsa ca și cum copilul și-a câștigat-o. Și spunea două lucruri. Dacă un preot dă o bombonică unui copil, asta este o lecție de teologie. Este începutul formării teologice a acelui copil. Și al doilea lucru zicea, e bine să faci șmecherii de genul ăsta, că să se obișnuiască copilul, că dacă vrea ceva, să facă și un efort. Da, un efort, dar copilul îi plăcea. Când zicea, cum să ți-o dau, pe jos sau pe sus? Zice, pe sus, pe sus. Și făcea pe copil nu numai să facă un efort, să iubească efortul. Și am înțeles, plecând de acolo, că așa ar trebui să înțelegem noi viața pe care în limba română o numim aspră. Cuvântul nu-mi place așa mult. Mi se pare un cuvânt aspru, dar cred că altul nu prea avem ca să exprimăm asta. Dar acea asprime e dulce și e de dorit dacă înțelegem cum trebuie. Tot Părintele Sfânii comenta și cuvântul Mântuitorului care zice povara mea, jugul meu este ușor, este plăcut și povara mea ușoară. Și Părintele Sofronii spunea, da, dar Siloan spunea asta, dacă ai dragoste, povara lui Hristos este ușoară. Și mă rog ca Domnul să ne dea, să vă dea acea dragoste, să ne fie ușoară povara lui Hristos și jugul lui să fie plăcut. De ce? Cum să nu fie plăcut? Cine nu caută dragostea, iubirea? Da, dar iubirea adevărată, iubirea smerită, care este dulceața împărăției lui Dumnezeu, dulceața Raiului, în lumea asta, este suferința cea mai cumplită. De ce? Fiindcă dragostea de la sine cere reciprocitate. Și dacă nouă ai, ce se întâmplă? Dragostea este crucea, care în veșnicie este biruință și este dulceață, este încrucișarea a două vieți. În lumea asta, crucea este, știți foarte bine ce. De ce? Pentru că dacă te dăruiești smerit în dragoste, dragostea aia, lumea asta, nu o primește. Fiți culoarea minte, frați și surori creștini, să devenim oameni primitori de dragoste, ca să nu rănim pe cel care ne iubește. Poate că ne iubește aiurea, în felul care nu ne folosesc, de iată Părintele Sofronii știa de multe ori să primească iubire care de multe ori era exprimată în feluri foarte lumești, pământești, câteodată ne dea darul cu care nu știam ce să facem cu ele. Dar, cum zicea și de Sfântul Silan, nu rănea vreun suflet. Și asta mă duce la altă temă. Noi înțelegem iubirea ca ceva pe care vrem să o primim. Și am vorbit despre cum să fim ca să o putem primi. Dar pe linia iubește pe aproapele ca și însuți spre tine. Te-ai gândit că dacă tu ai arătat dragostea aproapelui, n-ar fi o mai mare împlinire decât dacă ai primi? Că zice Sfântul Pavel că mai mare dar este, mai mare har este a dărui decât a primi. Despre dragoste vorbea.
cunoscut un om în Anglia, nu era ortodox, era un handicapat. N-am știut. Venit într-o zi la mănăstire, el trăia într-un cărucior, în curotile, înfășurat într-o pătură și întotdeauna înconjurat de tineri care îi slujeau. Era greu să mănânce, el stătea așa într-o rână, gura îi tânea într-o parte, trebuia să se șteargă la gură, că curgea balele, iertați expresia. Nici o treabă, nici mâncatul, nici tot restul nu-și putea face singur. Nu putea vorbi, avea o tăbliță aici cu literele alfabetului, ca pe mașina deschis, și arăta la litere ca să scoată cuvinte. La început, când eram pe stradă, când au venit ei și am văzut pe omul ăsta handicapat, aoleu, cum o să mă comport cu el, că și eu nu vreau să rănesc omul, nu vreau să par artificial cu el, nu vreau să, în niciun caz, să fiu aspru sau de mine. Cheamă pe unul și scrie și zice: am aerul curios la început, dar o să te obișnuiești cu mine. Puf, de atunci gheața era spartă, topită. Venea la noi adesea și îi plăcea să vină duminica. Duminica seara făceam parachisul Maicii Domnului, cânteam parachisul în greacă și îi plăcea, îi plăcea foarte mult. El era din secta aia Quakers, care, cum spunea Părinte Simeon, dintre toți protestanții, e secta cea mai simpatică. Zicea, eu cred tot ce cred acești Quakers. Unde mă cert cu ei este ce nu cred ei. Dar îi plăcea de noi și venea din ce în ce mai des. Mă obișnuisem și eu să citesc tablița și de mai multe ori m-a cerut să vorbim între patru ochi de niște lucruri care nu le putea spune în public. Într-o seară, niște greci care erau la noi, trecând pe lângă el, băgau notă de 5 lire în pătura lui, primea, dar mi-a zis că eu nu pentru averul de cerșetor și pătura era un pic jerpelită și tot era vai de capul lui săracul. Și mi-a zis, crezi că ar ajuta dacă aș scrie ceva autobiografic, să cunoască cine sunt eu. El venea ca să fie cu noi și îi plăcea atmosfera noastră și paraclisul. În grecește, ce câtă greacă știa el. Și am zis că da, cred că ar fi bine. Și a scris asta și într-o duminică când a venit, am dat unei fete de la noi să citească textul autobiografic. 3 pagini, cât asta. A reușit că el a avut poliomielită în copilăria lui și zice la un moment dat: mi-am dat seama că de acum nimeni nu mai poate avea niciun interes în mine decât dacă eu mă interesez de omul acela. Omul ăsta avea atâta dragoste și atâta interes pentru om, că handicapat cum era, era director de 3 companii de binefaceri. Una dintre ele era să găsească azil pentru străinii care veneau, care mai treceau pe acolo sau așa. Cum lucra omul ăsta? Neapărat prin alții. Primise cu vreo 2 ani înainte o medalie de la regina Angliei, îl văzusem în ziarele locale și ne trezisem cu el acolo, dar el mi-a dezlegat mie în prima întâlnire jena aia, că nu prea știam cum să mă port cu el. El mi-a ușurat povara, nu eu lui. Și așa a făcut toată viața lui. Bernard, numele lui. Dar de la el am învățat și lecția asta. Adică am înțeles mai adânc, poate, cuvântul Mântuitorului: faceți altora ceea ce doriți ca ei să o facă vouă. Și pe linia asta,
și a înțelegerii, dar și a experienței pe care am avut-o prin acest bănăd, am văzut că dacă vrei să câștigi dragoste, tu să dai dragoste, să arăți dragoste și îți va veni cu vârf și îndesat. Dar iarăși zic, nu vă speriați și nu dați înapoi când veți vedea cât de puțin se înțelege dragostea și cât de puțin este primită în lumea asta, în general, nu numai de dușmani, de multe ori de cei mai apropiați și cei mai iubiți. Dar să nu dăm înapoi, fiindcă avem cuvântul Mântuitorului, iertați o paranteză, trăim în lumea prorocită de Dumnezeu, de Hristos, care a zis că din cauza înmulțirii păcatului, dragostea multora se va răci. Țineți minte în iad, dar nu deznădăjduie, că zice cei care vor răbda până într-un sfârșit se vor mântui. Deci, lupta nu este în deșert și vă citez un cuvânt pe care l-am auzit odată din gura Părintei Sufronie. Dacă ținem lupta asta până într-un sfârșit, zice, un pic în alt context zicea el, zice, nu se poate să nu biruiești. Bine, nu noi, ci Harul lui Dumnezeu în noi. Poate cu asta să închei, că nu știu cât e ceasul. Mulțumim, Părinte. Mulțumim, Părinte! Părinte decan, alegeți dumneavoastră câteva dintre însele. Care credeți dumneavoastră, faceți-vă purtătorul de cuvânt al poporului aici de față. O primă întrebare. Părintele Sofronie povestea adesea despre slujbele pe care le săvârșea Paraclisul Sfântului Botezătorul. Da. Ca fiind slujbe minunate și pline de pace. Dacă puteți să arătați... Pline de pace. Da, da. Dacă puteți dezvolta puțin experiența liturgică duhovnicească de la rugăciune, de la slujbe. De la... Aveți în vedere rugăciunea lui Iisus, cum o făceam? Sau rugăciune în biserică. În biserică, da. În primul rând, cum spunea Părintele Sofronie, nimic în biserică, nimic adevărat în biserică, nu este ceva care iese din capul omului, din mintea omului. Experiența impune anumite lucruri și dacă lucrezi în armonie cu Dumnezeu, de acolo reiese toată simbolistica și de acolo reies toate bunele rezultate. Elaborez un pic asupra ceea ce ne spunea în al preasfințitul Ierosios despre cum a venit rugăciunea lui Iisus. El era în Franța încă, unde venise în 47, cu gândul să dea tiparului scrierile Sfântului Siloan. Bun, au fost mai multe greutăți, s-a îmbolnăvit, n-a mai putut să se întoarcă la Muntele Athos și s-a găsit puțin câte puțin înconjurat de mai mulți care vreau să trăiască lângă el o viață monahală. La un moment dat începuse să caute un loc de mănăstire unde poate să putea să facă o obște. Între timp, acolo în Franța unde era, avea un mic paraclis unde se adunau câte, în general, 10-12 persoane și cum spunea și în al preasfințitului Ierosios, încă din Franța erau mai multe limbi și veneau, erau suedeze devenite ortodoxe, erau englezi, erau francezi, erau alții și zicea, cărți liturgice nu aveam, aveau ceva în slavonă,
Da, nici acolo întreg nu putea sluji slujbele întregi, nu erau multe cărți tipărite atunci. Și atunci rugăciunea zilnică a devenit Domnul Iisuse, așa cum ne-a spus Părinte Ierosios. Și așa a început acolo practica asta, cum să stăm noi două ceasuri în rugăciune, dimineața, două ceasuri seara. Și atunci rugăciunea asta, facem un început de la Împărate Ceresc până la Veniți să ne închinăm, dimineața Psalmul 50, seara Psalmul 142 și Crezul. După aceea stingem luminile și între timp se distribuie câtorva 100 sau 200 de mătănii. În total făceam 800 de rugăciuni care includeau 100 către Maica Domnului și 100 către Sfinții Zilei al ocrotitorului mănăstirii, etc. Și a ieșit la iveală, că era o experiență foarte bună. Mai târziu, cum spunea înalt preasfințitul, a văzut că era și rânduiala Sfântului Paisie Vrișcovski. Dar era nu numai o soluție la greutățile noastre practice, ne dădea două ceasuri de o rugăciune, aș zice, pe care poți să o trăiești foarte intens. Zic, poți să trăiești, fiindcă nu întotdeauna o trăiam, câteodată minte ți se duce aiurea și așa, dar chiar și atunci, cel care are, cum să spun, care are dispoziția sau nici nu știu ce, terenul, hai să zicem, trăiește foarte intens momentul ăsta și am văzut mai mulți oameni care după două ceasuri de asemenea rugăciune a ieșit întorși pe dos, cum descria și în alt preasfințitul, într-un sens bun al cuvântului. Foarte puternic efect. Și mai târziu am înțeles și de ce, pentru că rugăciunea esențial este chemarea numelui lui Dumnezeu. Ca noi să putem rămâne cu mintea noastră în rugăciune, biserica ne dă forme de rugăciune în care ne putem exprima toate ofurile noastre, toate nevoile noastre, până și liturghia este, exprimă marea parte a vieții noastre, dar emite molit felnicul preoțesc, în care sunt binecuvântări și sfințiri de tot ce poți să gândești pe lumea asta, mașină, ogorul, pentru boli, pentru care copii care nu pot învăța, etc. E nevoie de toate lucrurile alea, nu știe Dumnezeu, cum zicea un preot, nu pot să spun de Dumnezeu atât. Da, pot să spun, dar pot eu să fiu într-o asemenea rugăciune în care printr-o singură mișcare a minții, poate și fără gesturi, să atrag harul lui Dumnezeu. Dacă eu nu sunt, atunci, împreună cu chemarea dumnezeieștilor nume, biserica ne dă rugăciune în care ne exprimăm toate nevoile, toate ofurile. Și cu asta, fiindcă e oful meu, pe aia mă ține, îmi ține mintea ațintită asupra rugăciunii. Dar esența rugăciunii este Doamne. Și mai mult nici nu e nevoie să zicem. Poate destul. De asemenea, sunt foarte multe bilețele, cum vă dați seama, i-am cerut părintelui decan să leagă un bilețel ca să răspundă celor din viața monahală și un altul pentru cei din viața de familie. Că ați vorbit de intuiția copilului pe care părinții nu înțeleg. Cum putem să o deducem sau ce trebuie să facem? Un tată întreabă. Eu n-am crescut copii, dar am fost și eu copil cândva.
Și am vorbit de experiența mea de copil, experiența mea de tată sau de mamă. Nu, am... Când zic de mamă, mă gândesc chiar la părintele Sufrani, care spunea cândva, pentru ei, eu nu pot să fiu doar un tată, trebuie să le fiu și mamă. Și într-adevăr era. Și în duh, nu mai există bărbat sau femeie, omul în duh este și tată și mamă, este și femeie și bărbat. Iertați că deviez. Deci nu ca cu experiență de tată, de copii, pot să vă vorbesc, dar cu experiența mea de a fi fost copil și experiența pe care am avut-o cu copiii, că m-am înțeles bine cu copiii când eram la mănăstire și ne jucam împreună și... În primul rând, aș zice, rugați-vă pentru cel pe care aveți eventual cândva să-l aduceți în lume. Și dacă se mai conturează un altul, înainte să vă împreunați, încă rugați-vă. De la un informație de la un doctor, pot să vă spun, fiți cu cea mai mare luare aminte în clipa împreunării, să nu se necinstească lucrul în momentul ăla minunat pe care, curios, istoria omenirii l-a batjocorit, cumplit, din care poate să se zămislească încă un chip al lui Dumnezeu. Nu în zadar a făcut Dumnezeu ca acel act să aibă plăcerea aia care ne duce la atâtea păcate. Dar lucrul în sine este fără păcat. Dovada? Oameni căsătoriți, bărbații pot deveni preoți. Și s-a luptat Biserica Ortodoxă să nu se prihănească nunta, căsătoria. În timpul gestației și tatăl și mama trebuie să fie foarte răspunzători, bineînțeles mai direct mama, dar și tatăl, fiindcă în prunc se înregistrează absolut tot ce trăiesc părinții, mai ales în clipa zămislirii, dar și de-a lungul gestației. Cred că dacă veți avea atitudinea asta și una a dragostei, nu a unei discipline rigide, cred că veți putea surprinde intuițiile copiilor voștri, dacă și mai târziu tot cu rugăciune veți lucra. Am văzut în Sora Magdalena, când pomenise în apresuțul de Ieroseos, că a scris o carte despre copii. Eu știu cum a apărut cartea asta. Început să se adune duminica pe copii de toate vârstele și să le ofere un context în care ei pot să, în diferite forme, să primească ceva duhovnicesc. Nu era o chestie organizată. Unul punea o întrebare, ea răspundea. Ne spunea câteodată la masă ce întrebări sau câteodată cuvinte extraordinar de adânci puteau ieși dintr-un copil, cum zicea Mântuitorul, din gura pruncilor. Și uneori râdeam, fiindcă erau exprimate în mod hazliu, dar întotdeauna eram impresionați de cum și ce poate gândi un copil. Și ultimul lucru pe care aș spune, părinți ai copiilor, cel mai important lucru, socotesc eu ca fost copil, este să câștigați încrederea copilului. Nu știu cum să o faceți, Dumnezeu să vă lumineze, dar amândoi părinții noștri, zic, fiindcă am și o soră, ne-au câștigat încrederea prin dragoste.
printr-o dragoste care ne dădea o libertate să fim ce suntem. Paradoxal, libertatea asta și pe mine și pe sora mea în adolescența noastră ne-a păzit de la păcatele așa de obișnuite adolescenței și nu disciplină sau principii abstracte de creștere. Și mai târziu, când venise vremea în viața sorei mele, eram în Anglia, noi care eram în închisoare în România, eram singur cu mama și sora mea acum începea să mai curteze câte un băiat și ea să fie atrasă către unul sau altul. Știți cine era sfetnicul ei cel mai apropiat? Mama. Mai târziu am văzut că nu multe mame au știut să câștige în așa măsură încrederea copiilor lor, ca ea să poată fi sfetnicul în momente așa de intime, așa de delicate. Domnul să vă ajute să înțelegeți intuițiile și să câștigați această încredere. Da, și o ultimă întrebare. Am 25 de ani de mănăstire și nu am învățat, nu pot să fiu atent la Sfintele Slujbe în general. Nu pot să țin mintea la Dumnezeu. Dați-mi un sfat, ajutați-mă, vă rog. Este foarte greu. Genul ăsta de sfat trebuie să-l primești de la Dumnezeu și Dumnezeu îți dă ție un cuvânt care pentru mine nu va avea nicio valoare. Așa că roagă-te la Dumnezeu și cu rugăciune du-te la duhovnic și folosește-ți așa cum am sugerat eu adineori, adică gândind la Dumnezeu, pune o întrebare, primul cuvânt care ți-l spune în hasăl, că îl înțelegi sau nu, nu-l discuta, nu că omenește, moralmente, ar fi un păcat să-l discuți, nu zic să nu te împotrivești, nu-l discuta, ia-l și ține-l, cum făcea Maica Domnului, care nu înțelegea cuvintele chiar pruncului ei, Iisus, dar le păzea în inima ei. Cuvântul, dacă știi să-l înhați prin rugăciune, este al tău și tu îl vei înțelege, nu duhovnicul tău. Și duhovnicul tău, dacă tu te-ai rugat, poate el să fie inconștient că ți-a dat cuvânt de la Dumnezeu, dar rugăciunea ta l-ai făcut pe rog. Dar în general, o să vă mai spun un lucru. Îmi spunea un monah, că a cunoscut o monahie bătrână, care acum e la Domnul Dumnezeu să odihnească. Într-o zi, după Revoluție, a zis, părinte, nu știu pe ce vrem trăim. Zice, am apucat războiul, am apucat foamea de după război, am apucat nu știu ce, nu știu cum. Dar zile ca să n-am mai văzut. De una mi-a trebuit 4 ceasuri ca să zic un acatist. Evident, a vrut să zic acatistul cu atenție, nu cu mintea risipită. Ce vreau să zic este că monahia asta a fost pentru mine încă o mărturie că trăim acele zile în care, și Părinte Sfânii spunea mult despre asta, spunea de exemplu, dacă vreți să vă rugați să știți că sunteți ca și o moleculă de apă într-un ocean înghețat, care moleculă nu vrea să înghețe cu oceanul. Zice, în natură asta este cu neputință, să nu uitați ce vă spun ca să nu vă pierdeți mântuirea. Așa a spus-o de mai multe ori. Cred că vrea să zică să nu vă pierdeți mântuirea desnădăjduind. Adică sunt zile, ce este oceanul înghețat, lumea în care suntem, cine se mai roagă astăzi?
Ieri am trecut un pic prin oraș, m-a apucat depresia să văd lumea în care suntem. Zic așa, depresia. E o lume așa de vitregă, așa de străină de Dumnezeu, așa de plină numai de vane idealuri. Iar noi, fiecare dintre noi suntem, Părinte Surâniță, nu numai vorbea de o moleculă într-un ocean, suntem o parte din uriașul arbore adamic, al cărui sevă ne hrănește pe toți. Noi suntem hrăniți de seva care curge prin această arbore, astăzi seva otrăvită, seva necredinței, seva urii lui Dumnezeu. Uitați-vă la programele de televizor care tot mereu iau în bășcălie biserica și găsesc un motiv să facă un scandal și așa mai departe. Asta e New Age-ul în care suntem. Dacă eu sunt o cracă a acestui pom, cum pot eu să mă concentrez când o lume întreagă caută în alte părți? Într-o măsură pot, dar măsura este măsura în care pot dobândi ceva ajutor de la Dumnezeu, de la Harul lui Dumnezeu, dar până atunci sunt în zbuciul ăsta nesfârșit și singurul lucru care aș putea să zic este ce zicea tot Părintele Cleopa: răbdare, 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 și când nu mai poți, răbdare și răbdare și răbdare. Și nu deznădăjduiți, dați înainte, fiindcă în Cartea Vieții lui Dumnezeu sunt înscrise nu numai reușitele noastre, care nu sunt ale noastre până la urmă, a noastră este alegerea, reușita este a Lui în noi. Dar sunt înscrise în Cartea Vieții și toate eforturile noastre care aparent inutile când n-am reușit nimica. Așa că țineți minte, Aniad, și nu deznădăjdui. Na, suntem în lumea asta, dar o spun, să avem gândul ăsta. Dacă Dumnezeu a îngăduit să fim în lumea asta, poate să zicem, dacă Dumnezeu a binevoit să fie în lumea asta drăcească, a binevoit să fie în lumea asta drăcească, înseamnă că mă pot mântui încă. Pe ce bază zic asta? Că Hristos a zis, capitolul 13 de la Sfântul Marcu, parafrazez puțin, dacă nu se va mai putea mântui niciun trup, Tatăl va scurta zilele alea. Deci dacă zilele astea nu s-au scurtat și am ajuns și eu pe lumea asta și ajuns și copilul meu pe lumea asta, cumva ne putem mântui. Dar între timp, răbdare, răbdare, răbdare. Câte vreme nu reușim. Mulțumim, Părinte Rafael. Mulțumim în primul rând pentru certitudinea credinței și certitudinea că ați întâlnit un om în Hristos care a atins vârsta bărbatului desăvârșit. Vă mulțumim pentru că ni l-ați adus aici pe Părintele Sofronie, care a avut îndrăzneala sfântă să scrie cartea Îl vom cunoaște pe Îl cunoaștem pe Dumnezeu precum este El. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați readus ceea ce ați considerat și dumneavoastră și Părintele Sofronie și Sfântul Siluan ca fiind ultimul cuvânt al istoriei, că mare singură este smerenia și dragostea împreună cu aceasta. V-ați născut din pântecele Părintelui Sofronie, ați preluat
ceva din Duhul Lui, mult din Duhul Lui, din autoritatea Lui, și ne-a spus astăzi, printre multe altele, și ați definit situația în care ne aflăm, și anume, mai jos decât Cain, cel ucigător de frate, care ucigător de frate fiind, stătea de vorbă cu Dumnezeu. Noi, mai jos decât Cain, avem totuși bucuria să stăm de vorbă cu oamenii lui Dumnezeu, cum ați stat dumneavoastră de vorbă cu omul lui Dumnezeu, Părintele Sofronie, care vorbea de ceea ce dumneavoastră ați amintit în această seară, gingășia dragostei lui Dumnezeu. Vă mulțumim de asemenea că ne-ați spus că se poate face teologie și atunci când dai o bomboană unui copil. Și pentru aceasta, în numele celor de față, vă mulțumim că ați coborât din munte în Iarmaroc. Nu știu care a fost gândul dumneavoastră când ați cedat în cele din urmă rugăminților noastre, dar am această certitudine că ați făcut voia lui Dumnezeu și că Părintele Sofronie se bucură pentru aceasta. Întâlnirea noastră va continua mâine cu alți părinți care l-au cunoscut pe Părintele Sofronie. Întâlnirea va avea loc în sala Iustin Moisescu de la reședința metropolitană, din centrul metropolitan, spațiu care nu cuprinde mai mult de 200 de persoane. Sperăm să nu fiți mai mulți. Să cântăm cu toții cuvinese cu adevărat. Cuvinese cu adevărat.